exerciții de matematică. Facem teza, clasa 5-a. Așa, deci vreau să știu și că e cine. Teza. Teza la clasa 5-a. Da? Vreau să știu eu? Da, da. Bun. Date de pe rog. Primul punct. Prima problemă. Scrieți fracția 2,31 în perioadă. Scrieți fracția 2,31 în perioadă la fracție ordinală ireductibilă. Egal. Fracție, da, fracție ordinară ireductibilă. Pe 232,31 perioadă vom scrie ca 231 minus 23 supra 90. Egal mai departe, vorbește. Egal, Daria. Este egal cu 208 pe 90, care poate fi simplificat prin 2. Prin 2 și egal la Davide cu 104 supra 45. Supra 45. Mai putem simplifica oare? Prin 2 nu se poate. Prin 3 nu. Dar tu cum ai lăsat la școală? Eu? Rezultatul supra cum l-ai lăsat. Așa? 104 supra 45. Așa ai lăsat? Da. Cât? Pentru că dacă ai simplificat? Nu, nici cum l-ai lăsat așa. 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 N-ai cumva lăsat aici, așa? Nu, am acolo am simplificat. 104,45. 104,45. Dar de ce te opri aici? Ai argumente să spui, nu se mai simplifică? 45 l-am împărțit în... l-am împărțit în divizorul. Cui? 45. Adică? 45, 9 ori 5. 9 ori 5. Și ca să se simplifice, se poate simplifica prin 5 sau prin 9. Și atunci argumentez. Am împărțit 104 la 9. Și nu am dat o dată și după aia mi-a dădea 14. Dar n-am mai dat să mai împarți. Spune așa. 104, suma cifrelor sale, face 14, fac 5 și nu se împarte la 9. Da. Și nici la 5. Și atunci este ireductibil din motivul ăsta. Că lăsând-o așa, e corect. Dar dacă vii cu argumente în plus, apreciez și îi spui, băi, ce tare. Omul știe cum ajunge la o fracție ireductibilă. El se interesează de divizorii unuia dintre ei, acelui mai mic de regulă. Deci acelui mai mic al 45. De ce nu a fost 108? Și el a 108, dar s-ar putea să aibă mai mulți divizori. 45 mi-a fost la îndemână. 5 și 9. Și atunci, 9-5-ul lui, 9-ul lui, la revedere, ireductibile. Sunt numere prime între ele. Așa zice. 2. Calculați 7,38 împărțirea 3 minus 1,3 totul la 2. La 2. 1,3 la 2. 7,38 l-am împărțit la 3. Adică, faci, uite, da. Mi-a dat 2,2. 2,24. Hai să vedem încă o dată. Să împărțim de la 7,38. Împărțit la 3. Te rog să mă convingi. Egal. De două ori. De două ori, 36. 6. Deja pe oarece am pierdut. Da, plus 6, 1, da. 0. De ce 0? Păi, 3 este următoarea cer. Și 3 în 13? Intră de... O de 4 ori. De 4 ori. 4 ori, 3,
12. 18. Nu, și un cuvărător. Și 8. De 6. Deci corect este 2, 4, 6. Deci egal cu 2, 4, 10, 6. Minus? Minus 169, așa. Se vede 1,3 ori 1,3, cred că așa ai făcut, nu? Da, dar așa 1,69. 1,69. 1,69. 1,69. Și egal mai departe cu 2, 4, 6 minus 1,69. Deci, zicem că de 16 minus 9, 7 la sutie. 0,77. Așa. Așa mi-a dat. 0,77. Vreți dacă niște părți în amătezi? Nu, mai vrei și cu doar mai puțin. Și chiar dacă se întâmplă o scăpare, adică o greșeală, suntem, da, suntem atenți și facem următorul lucru. Trebuie să spunem de fiecare dată că starea de emoții, tot ce înseamnă acolo, e o încărcătură. Am fost fiecare în bancă și nu trebuie să fii așa stresat și cu, cum să spun, cu inima la gât, cât și mă fac dacă am greșit. Mai întâmplă, așa e viața. Și noi, adulții, mai greșim. Zicem, cel mai mare număr dintre A egal cu 17/4. A egal cu 17. P egal cu 4,2 pe coadă 6. Și C egal cu 4,26 pe coadă. Este cel mai mare dintre ele. Cel mai mare. Am putea să împărțim pe 17/4. Să vedem cum am gândit. Eu am împărțit pe 17/4 ca să aflu diferența dintre ele. Așa. De ce egal mai departe? 4 ori 17 de 4 ori. De 4, da, de 4 ori 16. 1,0. Deci 4,0. De 2 ori 8. 2. De 4,25. 4,25. Corect. Așa, și ce-ul este cel mai mare? Ce-ul este cel mai mare? Așa? Ai zis tu. Dar ea tu cum crezi? Cine e cel mai mare? Nu știu, stați să văd. Stați puțin. Hai să analizăm. Să analizăm cu atenție. Adică, păi, să nu ai putea să scrii. 4,2666 și tot scriu 6 și tot scriu 6 până obosesc. Din coace cum aș scrie? 4,2626. Și gata. Care e mai mare? B-ul. Normal. B-ul. Îți face diferența la min. La min. La min, apare 6 aici și 2 aici. 2000 aici, nu? Și aici? Deci 266 de mii. 266.000 și aici 262.000. Da? 262.000. Dar deci, să nu vreau să spun că trebuie să le punem pe toate. Așa se face. Ordinare și ia să le punem ordinare, dar își dai seama mai repede. Deci, ideea este așa. În clipa în care tu ai optat pe varianta asta, ai optat pe varianta descriere cu 10 mare, la periodicitate trebuie să scrii mai multe decimale, până când se sesizezi unde se produce diferența. Ele pot să fie egale, 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 dar la un loc se rup. Da? Și atunci îți dai seama. Acum, hai să vedem, cu calm, să vedem dacă aș fi transformat în fracții ordinare. B ar fi fost egal, te rog să vorbești. 426 minus 49. Supra 90. 90. Și facem dare egal cu? La care le-am venit? La B. Și o să fie 384 supra 90. 384 supra 90. Că se poate simplifica cu 6.
Prin 6 vreau să iubi. Da. Deci atunci ar veni. Și o să dea 64 pe 15. Deci 64 pe 15. Pe 15. Și nu se mai poate simplifica. Ideea este asta, că de varianta cu cifre decimale e mai rapidă. Aici e de transformăm în fracție, e coordonată. Și trebuie să aduci la același numitor comun, să aibă același numitor. Iată și asta, 4,26, hai să o scriu și pe ce? Pe tot am vorbit de așa, ca să ne convingem. Ce cât ar veni? Vorbește de tabițe. 4,26 minus 4. Supra 99. Care înseamnă 422 supra 99. Care înseamnă că nu știu dacă se mai simplifică. Ia să vedem. Așa e cel mai bun. Sigur. Și simplu. Simplu de la scrie, dar mai multe vei ceva și făceai diferența imediat. Nu e nimic, asta e. Asta e observația. Deci când vezi așa și aici nevoie să compari, scrie și sub formă de fracție ordinare, dar atenție, că scrii formă de fracție ordinare, că nu trebuie să muncești să ai același numitor. Da, da. Dar anumezi, vezi că nu te ajută prea mult, dar anumezi, scrii și tot ideea asta. Tot aici se întoarce. Da. Dar oricum au fost 8 puncte. Deci, profesorul vede tot un punct la fiecare. S-a pornit bine aici. Bine, da. Ai pornit bine cu fracția asta ordinară, să o transfer în fracție decimală. Dar n-ai exploatat periodicitatea aici. Se scrie mai multe. Da? Așa, asta era. Bun. 4. Determinați soluția ecuației. 0,25 ori x. Soluția ecuației. 0,25 ori x plus 7,45 egal 7,45 egal 9,3. Cădem în 7,45. Din ambimele, da? Da. Atunci e echivalent. 0,25 ori x. Da. Egal 9,2 minus 7,45 echivalent cu 0,25 x egal cu, la scădere, 1,75. Da, da. 1,75. Și am învățat din 0,25. Da. Și x era egal cu... x egal cu... 7. Bravo. 7. Da? Da. X egal cu 7. Că de 4 ori face 1 între. Da. Și de... încă de 3 ori, 0,75. Deci face 7. 5. 5. Calculați și completați. A. 28 cm plus 160 mm. Cât? 28 cm. 28 cm. Plus 160 mm. Minus 2 decimetri. Egal câți hectometri? Egal în hectometri. Da. La centimetri, la hectometri, sunt 7, este 10 la 4. Hai să facem scara. Da, vedem. E mai ușor. Deci la centimetru, la hectometri. Facem scara. Dar e tot și tu. Fac și-o scară? Da, nu, da. Tu lucrează, chiar dacă răspundi rapid, pentru că ești de lucru. Așa. 10 la 4. Am împărțit. Bun. Și la a doua 10 la 3 și la ultima 10 la 5. Bun, dacă 28 cm, câți hectometri? 0,0028. Deci egal? 10 la 4. 0,0028, adică ai nevoie de 4 decimale, da. Minus 1 secundă, da? Plus
plus hectometri, uite așa scrie. 0,016. 0,016. Ia de dacă e cu bine, cât e? 0,0. Așa. 0,00. 0,016. Plus. Minus. Minus, scuzați. 0,002. 0,002. Totul în hectometru, da? Da, și mi-a dat 0,44. 0,044. E finalul? Nu, dacă primele două. 44 primele două. Primele două și minus 0,02 mi-a dat 0,024. Corect. Bravo. Face 0,024. 0,024. Hectometru, da? Da. Aici ce-a fost aici? Trebuia să nu știm cum transformăm. Mai bine, da. Trebuia să știm scala, nu? Și să faci foarte bine, să știi transformare. Deci așa se întâi, exact. Bun. Bun, aici. 540 decimetri pătrați. 540 decimetri pătrați. Minus 3 metri pătrați. Plus 1500 centimetri pătrați în decametri pătrați. În decametri pătrați, răspunsul. Decametri. Da. În dam. Dam sau? Dam sau a. Ai. A. 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 E de la decimetri până la dam. Era 10 la a doua. 10 la 4. Și era 0,054. Bravo. 0,054. Da. Dar până la sfârșit, după cum minus. Minus. 3. Minus. Ca să se faci în paralela. Aici, la 10 metri la... Bine. Da. Minus 0,3. Da. Da. 0,03. Așa, da. Plus. 10 la 2, 10 la 4, 10 la 6. 0,0015. Da. Și era 0,024 plus 0, să vă spun că vreau să vă țin minte. 0,0255. Bun. Ce făcut? Ai adunat cu asta, cu asta, nu? Și a scăzut aici. Da. Deci face cât de final? 0,0255. Da, e bine. 0,0255. Hai să vedem starea ta, cum ne păcălește. Nu, mă duc corect. Bine. Așa. Și tot acolo, da? Mă duc. 6. 6. Media aritmetică a 3 numere este 5,5. Deci media aritmetică a asta. A plus B plus C în paranteză, împărțit la 3. A plus B plus C. El zice împărțit, merge pe ce spune el. Da, a dat cu 5,5. Și suma media aritmetică a primelor două este 6,5. Deci determinat al treilea număr, știind că media aritmetică a primelor două este 6,5. Și să găsim pe ce? Așa. A, doar pe ce sau pe toate? Pe ce? Nici nu se poate găsi toate. Dar mai decât două relații. Mai două relații. Îl înlocuim pe A și B în prima relație. Da. Și va fi, paranteză, 6,5 plus C, paranteza împărțit la 3. 6,5? Da. A plus B? A plus B. Înmulțeam cu 2. Așa. Era... Deci a plus 13. B de aici. Așa, da? A plus B egală cu 13. Și acum locuim aici. Și era 13 plus C. Și apare 13 plus C. Împărțit la 3, egal cu 5. Împărțit la 3, egal cu 5,5. Înmulțeam cu 3. Da, peste întrebat și vine. Și 13 plus C este egal cu 16,5.
16 deduc 5. Scădeam 13. Da. Și ce era egal cu 13,5? 13,5. Nu, 3,5. Da. Da, ce era cu 3,5? Așa că tot la 3,5 sau acolo ai lăsat 6,5 a plus B? Sau da, dacă aici ai zis că A plus B 6,5, este o eroare. Că A plus B supra 2, împărțit la 2, este 6,5. Atunci A plus B este 13 și ce au pus mai de 3,5 exact. După locuirea cu doar 6,5? E altceva. De asta eu vă zic să scrie supra 2, pentru că atunci când vedeți supra 2, imediat poți subiezi doar egal, poți să-i scrie, nu știu greșit. Îți atrage atenția. Exact. Împărțitul ăsta vă duce la... Împărțitul ăsta îți creează o problemă, că nu mai vezi împărțitul supra 2. Vezi A plus B și faci decât vreau cu 6,5. Da? Deci uite, ca să înțelegem încă o dată. Dacă ziceam A plus B plus C supra 3, păi supra 3 exact cu cât și supra 3, exact. Da? Egal cu cât, zicea, cu 5,5. Iar A plus B supra 2 egal cu 6,5. Simți imediat obligația să împlinești cu 2. Și de aici A plus B va fi egal cu 13. Nu? Și nu mai greșești A plus B supra 6,5. Exact. Am avut discuția așa ieri, parcă am spus. Și spun, nu îmi place deloc, eu vreau o împărțire. Motivul pentru care suntem... Am insistat, motivul pentru care am insistat, tocmai pentru acest lucru. Când și uite, când tu așezi așa, imediat vezi. Ăsta e doar cu ăsta. Dacă îl lași împărțit la 3... Nu mai vezi după paranteză. De asta eu insist să faceți... Să faceți fracția. De acum e timpul să faceți fracția, vă ajută foarte mult în matematică. Este același mult, dar este exact. Mai vizibil. Exact. 7. Sau unde ai ajuns? 7. Perimetrul unui dreptunghi este de 47 de metri. Perimetrul unui dreptunghi egal. 47 metri. 7. Știind că lungimea este cu 3,5 metri mai mare decât lățimea. Deci L mare egal cu L mic plus 3,5 metri. Determinați aria dreptunghiului. Am vorbit în relație. Aria. Aria egal cu cine, da? Întrebarea. Aria dreptunghiului egal cu cine? Cu perimetrul. Egal cu 2 pe lângă lungime plus lățime. 2 pe lângă lungime plus lățime. Care dă 47. 2 ori? Care dă 47. Da. Exact cu 47. L-am locuit pe el mare. L-ai locuit pe el mare, da? 2 pe lângă lungime plus 3,5. Închid. Egal cu 47. Da. Și 2 L plus 3,5 este egal cu 2. Că 23,5. Cați 3,5 în 2 L este egal cu 20 și L egal cu 10. E egal cu 10. Și am mai scăzut la 13,5. Da, 10. Nu mă gândeam așa, dar da. Și aria. Și el mare, că te-ai zis că este? El mare este 13,5. Așa. El mare, da, 13,5. Și atunci aria va fi egală. Aria va fi egală cu 13,5 ori 10, care va fi 135. Perfect. 135? Ce? Metri pătrați. Așa, metri pătrați. Să știți că nu e niciun abuz dacă scriți metri, metri. Da, ca să facă metri, metri, metri pătrați. Trebuie făcut asta. La fizică ajută. Foarte important.
Deci mergem pe chestia asta tot timpul. Egal, cum să zici, mă zici, 13,5 metri ori 10 și egal cu 135 metri pătrați. Și încă o dată, matematic, metru la 2. 8. Un teren agricol are formă de dreptunghi cu lungimea de 30 de metri. Deci lungimea ia 30 de metri și 30. Și lățimea 2 dam. Și lămic 2 dam. Pe o treime din teren se cultivă ardei. Deci, pe o treime din suprafață, da, din ies, da, se cultivă... Ardei. Pe o jumătate din rest se cultivă cartofi. Pe o jumătate din rest, se cultivă, da, se cultivă cartofi. Da? Se cultivă cartofi. Și flori. Iar pe restul se plantează flori. Care sunt suprafețele cu legume? Aici era o șmecherie, florile nu sunt legume. Așa, nu sunt legume. Deci care sunt suprafețele cu legume? Care sunt suprafețele? Care sunt suprafețele? Care sunt suprafețele? Și vezi care este suprafața cu flori. Aflam alea din lățimea, o transformam în metri. Așa. Și erau 20 de metri și lungimea 30 și lățimea 20. Aflam alea. Deci, îndată ai zis așa, alea dreptunghiului este egal cu 600. Ce? Ca să vadă toată lumea, zice, nu le mic, până mare, și egal cu 30 metri, ori 20 metri, și egal cu 600 metri pătrați. Acum, îmi trebuie o treime din tot terenul. Și așa că îl voi împărți în 3, cu 600. Și deci, da? 1 pe 3, deci 1 pe 3 din 600. Este egal cu 200 metri pătrați, înseamnă cu ardei, da? Cu ardei, corect. Cu ardei. Din rest, cartofi. Și după aia, vom împărți pe 200 la 2, din rest. Pe, nu pe cine? Din... Pe cine? Pe 600 minus 200. Așa. Pe, pe 400. Da. Deci da. Restul, rest, egal cu 600 minus 200. Da. Și era cu 400 și ce bine când pun metri pătrați aici, nu părea să leagă dacă spun metri pătrați. Metri pătrați egal metri pătrați, da? Ideșa. Și acum, jumătate din rest. Acum, vom împărți pe 400 la 2 și ne va da 200. Deci, o doime. O doime din rest egal cu 400 împărțit la 2 și egal cu 200 metri pătrați. Da? Asta ce e? Ce se cultivă? Cartofi. Cartofi. Cu cartofi. Și după aia 200 rămân flori. Și 200, restul, da? Restul. Restul 1 aici, rest 2, egal 600 sau 400 scăzut 200, 400 metri pătrați, scăzut 200 metri pătrați și în final fac 200 metri pătrați. Cu ce sunt așa 200 metri pătrați? Pătrați cu flori. A, nevada... Care sunt suprafața cu legume?
Care e suprafața cu legume de treabă? 200 de cartofi plus 200 de ardei. Așa, 400. Deci răspuns aici, 400 am fost mărit. Și cu flom? Și mergi pe casă, profesor, vă rog să scrieți. Da. Mi-am rețin la urmă. 200 de ardei pătrați. Mi-am dat așa de redactat ca să arate cum trebuie. Și atât, nu? Am să vă spun un lucru apropo de starea de suflet uneori prin care trec părinții. Exact. Eu eram profesorul cu fiica mea, când ea era în clasa 6-a, și băiatul în clasa 8-a. Deci eram profesorul lor. Și am mers, eu profesorul lor, la faza județeană. Sigur că, având copii acolo, am stat deoparte, n-am avut cum să intru acolo. Eu predam la liceu, dar special mi-am luat aceste două clase pentru a sta și eu de vorbă cu copiii mei, măcar la oră, că acasă nu aveam timp. Ce credeți? Mă povestesc chestia asta, să vedeți cam pe ce trece un părinte. Ei bine, la faza județeană, fiică mea și cu fiul meu, amândoi sunt deputați. Și nu se califică la faza națională. Amândoi. Am stat de vorbă cu ei, eu știam că sunt buni, dar zic, mă rog, fi și alți copii mai buni. Tatăl a făcut. Am făcut. Ales fiică mea era foarte tare. Și mai acolo tot atât de bun, dar la masota e lucrurile mai echipărate. Cu cât se urcă mai sus, nu sunt mai dificile. Și fac contestații. De fapt, copiii fac contestații. Și dacă nu aveam șansa să mă cunosc cu inspectorul general de la vremea aceea, nu se apegau asupra chestiilor. Nici nu vreau să fac contestații. Ci vine el de la Moinești, vine el și ne, cu copiii lui, gata să plec acasă în val. Bineînțeles. Și am spus, vă rog să vă uitați pe teze, eu nu știu, atent la tot. În sfârșit, la recorectură, mi se pun copiii în dreptul, mătura națională, și fiindcă mea ia locul de bițară. Era locul de bițară, 10 plin. Iată cum, datorită acestor frecușuri din culise, eu profesor de matematică, profesorul lor, neputincios asistam la bătaie de joc, pe care ei o făceau fără să facă nicio jenă. Atât de mari sunt interese. Iar județul Bacău a fost singurul loc întâi pe țară la clasa a șasea, datorită de fiice mele, care trebuia să stea acasă. Și practic pe teză, ce ați văzut cu teză? Deci, teza era perfectă, mea la corectură, mi-a luat tot de să pună să puteze. Trebuia să plece cineva, ce înțelegi. Asta e. Trebuia să plece în culisea cineva, nu? Sigur că da. Fata a domnului profesor la Moinești. Interesul era maxim la corectură. Voi trebuie să înțelegeți niște lucruri din culise. Eu sunt unul din cei care am condus la Olimpiada Județeană. În anumiți ani. Am fost șef de an. Este un frecuș în culise încât se așează, descoperă teze după scris, după tot felul de tipuri. Să un semn, să face ceva acolo. Și când se corectează, se urcă asta și se coboară cealaltă. Deci se urcă. Teza, cu interes. Pentru că poate acel copil pe care l-a urcat nejustificat să nu ia nota 10 și uite că fetița a urcat. Nu are nicio importanță. Dar cât de important al dreptul lui, a profesorului, să fie copilul la națională, încât nu mai contează. Ne-am înțeles. Eu te servesc pe tine, tu mă servești pe mine, facem treaba asta, ce Cristine, și ce importanță. Am avut așa secvența. În clasa 11-a, nu sunt niciodată. Eu aveam la clasa 11-a, din nou copii, a Adi și pe Aura. Doi. Foarte tare. Și pe de da, da. Și pe cei doi de anul. Patru ani, așa. Ei, inspectorul de matematică, de specialitate, la Bacovia. La Ferdinand acum. Avea și el o clasă unde și-a aranjat. El a făcut subiectele. El a dat unui elevului dască, nu țin minte că te fac elev. I-a dat subiectele și acesta, bineînțeles, că le-a făcut în fața și nu fi când așa lui Adi. Acum,
când s-a corectat, eu am fost la clasa 10-a șerian atunci, la clasa 11-a face așa jocul. Ăla pe locul 1, pe locul 2 Aura și pe locul 3 Adi. Și eu, profesor fiind, am spus, nu, este o greșeală, nu știu teza, nu știu teza. Era jen de el să dea unul de altul, dar am spus, și mergeam mai bine la 11-a, la Fatea Națională. Păi da, așa. Și mi-a lăsat pe Adi acasă. Acasă mi-a lăsat, corect. Și am spus, nu, fiica mea rămâne acasă și Adi merge. Deci știați că e un pic mai bun. Da. Fiica mea rămâne acasă, nu acceptă fiica mea. Ea nu acceptă asta. Deci ea rămâne acasă și mergeam. Hai mă, zice, ce faci atâta ca la acasă? Că dacă merge fiica, mi-e faci scandal la acasă. Fiica mea se închide gură. Da. Și-a spus, nu. Înțelegeți că nu. Deci eu sunt foarte categoric. Eu sunt profesorul lor. Nu mă interesează. Spuneți când am făcut ATI, e treaba voastră. Dar aș vrea să văd și teza. Nu sunt șef de la NASA 10-a. Pot să văd și teza. Sigur că teza era de punctată. Și cine o plecat? Și atunci, la insistența mea, o las pe fiică mea acasă, cu ăla șef, care era pe locul 1 și care a făcut 0 la națională. 0! De zero? Îți dai seama, inspector, tu ce risc ți-ai asumat să-ți duci pe unul care face nu face nimic, așa? Iar Adi, până la locul 2 pe țară. Și-a intrat în Baraș. Și Adi, în clasa 12, a fost la 11 și al țării. Da? Deci așa asta e lupta pe care voi nu o știți. Eu am dus o luptă, cum spun, pe viață și pe moarte pentru a putea reprezenta pe Adi, care era o unitate de măsură cea mai puternică pe care am întâlnit pe vreodată. Și numai că m-am aflat în spatele lui. Exact. Unde am mers de la subiectiv de la Iași. Păi, Doamne, dacă vă povestesc, este ce, un film mizerabil, nu vă puteți gândi. Vedeți că copilul ăsta nu avea nicio șansă dacă nu era în spatele lui? Niciodată! Nicio șansă, n-avea nicio. La fel de faptul că el era bun, dacă nu era sprijinit și nu era ceva exact. În stilul meu. Exact. Bătăios, așa și da, copil. Da, ca să rupi, să... Copilul nu avea nicio șansă. Nu. El nu mai era 19 la țări, nu mai era nimic național, nu mai era nimic. Nu era, era necunoscut. Intra în grupul celor despre bun care și atât. Bun și atât. Deci nu este suficient să fii valoros, trebuie să și ai pe cineva care să facă. De aceea când am fost în locul lăgit pentru internațională și cei 25 țări și am fost preluat de către universitar, atunci eu mi-am spus așa, după două săptămâni sunt întors acasă, două luni zile le-am scos de curs la cursuri și pregătit de așa pentru a face în locul țării, cei 6. Ei bine, pentru că s-au întors și mi-am spus, ce acolo e? Nu vă închipiți. E bătălie imensă ca să profesorul să-și poată strecura elevul să ducă la notul celor 6, e o bătălie fantastică. Universitarii cu toată problemele. Bine, dar adică... Și pe valori, și pe valoritate. La doi sensibili egal. Îl preferă pe cel care are timp. Asta da. Da? Asta da. La doi sensibili egal. Îl preferă pe cel. Da. Ai și în spate, nu spun părinții care stau, nu spun că în spatele unui copil de acela stau câte 5-6 profesori. Normal. Fiecare sunt îndoiții care mai adică... Deci treceam și pe algebră cu geometrie, pe nu știu ce, nu știu cum. Deci dură, foarte dură. Mai zic, eu chiar așa zic. Da? Deci este fantastic de dură. Șansa de a te scos pe alte a fost aceea. În clasa 12-a, după succesul care l-am avut în clasa 11-a, fulminant, când, mă rog, mă ovaționau, unii mă înjurau, alții mă ovaționau, eram singurul la faza județeană, care aveam 4 și mă duceam la național. Jumătate din lotul țării era al meu, de la mâine și la cel pe drum. Ei bine, când au văzut așa, au văzut anul trei ani, în următorul ăsta rămâne acasă cu toți. Au făcut echipă toți. Gata, da, nu mai vreau asta. Da. Și la locul la fața județeană. Exact. Și dacă nu trece fața județeană, nu am nicio șansă. Și din cei 4 care erau tot atât de valoroși, toată urma am strecurat din greșeală.
Concrezi viteza a cuiva. Bătălie surdă a fost, extraordinară. Mi-a zis că am luat tot subiectul, am dat la copii, am sărit pe geam. M-am făcut, eram la Brăceanu, să înțeleg la relația. Și a spus, dacă așa s-a întâmplat, eu mă dau demisia de învățământ, plec complet de învățământ. Dacă voi puteți dovedi. Deci o luptă, cum vă închipuiți? Așa că v-am vrut să vă potolesc un pic, să vă spun, e fără, e, cum spun, de neimaginat cât e de nedreaptă viața. Da? Și dar tu nu putem să învățăm. Noi trebuie să știm că dacă învățăm zi de zi, eliminăm greșelile, nu ne entuziasmăm foarte repede, ci spunem, ușor, ușor creștem. Suntem atenți la greșeli. Nu trecem așa cu ușurință. Dacă, uite, când am spus A plus B plus C, mi-a zis că am des foarte tare. Nu învăț la 3 egal cu, ci scrie A plus B plus C supra 3 egal cu 5,5. Și când A plus B supra 2 egal cu. Și noi înțelegeți, ne-am întâlnit în misterie și am zis, dar nu-mi place. Nu-mi place chestia asta cu omul meu. Fii receptiv la toate, tot felul de lucruri, că chestia ta e fost sancționat chiar pe asta. Sunt tare, foarte tare chestia. Ai fost sancționat pe chestia asta. Deci nu insista cu încăpățânare pe ideea ta, că s-ar putea să greșești. Ce? Ești maleabil, înțelegi? Ești de bine de I-am spus, îmi vine minte acum elevul acela care am dat 10 când... Da, da, da. Și mă vedeam între acolo pe drept și zic, tu n-ai înțeles? Tu n-ai înțeles? Deci, da, dar ce părere aveți de ideea asta? Eu stăteam pasiv acolo, să uitam la mine, așa. Ce părere aveți de ideea asta? Și mă vedeam cu ideea. Deci vreau un plus de modestie și o formă mai așezată. Nu ne repezim, e valabil și pentru tine, dar nu ne repezim, nu stăm și analizăm. Și când judecata s-a produs perfect și ai sentimentul că ai parcurs toți pașii, atunci spui, aici facem așa. Și când spui că deschizi gura, să faci liniște. Să faci liniște pentru că toți ceilalți din clasă te respectă. Este cuvântul tău pentru că tu dai răspunsuri corecte, exacte. Așa trebuie să înțelegeți. Așa se face matematică. Da, și chiar dacă au fost 8 subiecte, dar de mi-am putea să obiși la ceas și au fost cam 35 de minute, am făcut aici cu tot explicații. Deci ai fi avut timp sigur. Să te și verifici. Deci timp a fost berechet de trebuie asta. Un copil care lucrează foarte bine așa și e atent, la vrea. Nu contează, dar problema asta cu omul profesor nu poate să fie din punct, e echivalentul cu punctele de sus, dar putea să iau un obicei de și să-i pună nou. Da. Asta, ultima, n-a fost chiar... Și mai eu m-am încă ce vreau să spun. Pregătiți-vă de o luptă dură în continuare pentru ceea ce facem aici. Să știți că nu este comodă chestia asta. Lucrând cu mine și venind aici, vă și asumați-vă în risc. Dar ăsta este adevărul pe care trebuie să-l împărățișați. Rezultatul este fantastic. Eu care am ajuns cu metra la 8 și am trecut din toată bătălia asta dură. Da, așa, pentru că eu n-am fost acționată dur. Știu, știu asta, dar faptul că e rezistat este un exemplu de ieșim în stradă, demonstrăm și arătăm. Da, ce copilul, eu am zis în gura mare și am să spun, nu sunt ipocrită, datorită dumneavoastră știe matematică, pe orice parte o vârsta cum ea știe, a ajuns la 10, la clasa 8-a, eu sunt foarte mulțumită. Da? Nu sunt meritul nimănui decât ale dumneavoastră. Nu, ale noastre. Și ale noastre și a ei că a muncit, că ea n-a stat pe... că nu pot a muncit. S-a spus în mod deosebit.